Pace și multă binecuvântare tuturor celor prezenți și tuturor celor care ne ascultă eventual pe internet. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze viața dumneavoastră și să putem să descoperim și în această ocazie lucruri care ne ajută să trăim mai fericiți în relația noastră de căsătorie și în relația noastră de familie. Aseară am vorbit, am prezentat aici o temă, un seminar despre șapte demoni care distrug o relație de căsătorie. Și am vorbit despre probleme. Este important să știm ce să nu facem. Am vorbit despre ce se întâmplă în cuplurile nefericite. Și poate că uneori ne identificăm cu acești factori sau cu acești demoni care distrug o relație și uneori atunci când, de fapt, Hristos nu este aproape de noi sau nu este în viața noastră, clar că Biblia spune că atunci când Hristos lipsește vin alte ducuri aici și încep să, să lucreze. Din acest motiv avem nevoie să cunoaștem și problema, însă, în această ocazie, vrem să ne concentrăm asupra soluțiilor. Așa că, în această ocazie, vom vorbi despre șapte secrete ale, ale căsătorilor fericite. Adică ce trebuie să facem, ce ar trebui să facem pentru ca să fim mai fericiți în relația noastră. Este, este, voia lui Dumnezeu ca copiii săi să fie fericiți. Și ele nu mai spune că o familie ordonată și disciplinată care trăiește în armonie influențează mai mult în favoarea creștinismului decât toate predicile care pot fi predicate. Până la urmă am vorbit și aseară relația, relația de, de de căsătorie și familia este o imagine a lui Dumnezeu. Și din acest motiv, Satana urăște această imagine a lui Dumnezeu. Dumnezeu are o, o perspectivă mult mai înaltă cu privire la viața noastră de căsătorie și cu privire la familia noastră decât ne putem imagina. Dumnezeu dorește să se descopere pe sine prin intermediul familiei, prin intermediul căsătoriei pentru că sătoria este o imagine și uh, familia este o imagine a lui Dumnezeu. La fel cum Dumnezeu se descoperă prin natură, la fel cum el se descoperă prin uh, istorie, cum se descoperă prin cuvântul său, prin Biblie și cum s-a descoperit prin fiul său Isus Hristos, Dumnezeu dorește să se descopere lumii prin intermediul unor familii fericite. O familie fericită care trăiește în armonie este o imagine a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dorește fericiți. Și din acest motiv, aseară am vorbit despre ce se întâmplă când uh, Hristos lipsește. Pentru că, așa cum spune în uh, 1 Ioan, uh, capitolul 5, cu versetul 12, cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul nu are viața. De aceea este atât de important, uh, primul lucru pentru ca să fim fericiți să-l avem pe Hristos în viața noastră. Hristos face o mare diferență. Prezența lui Hristos în viața relației, în, 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 cadrul, în viața celor doi, face o mare deosebire. Pentru că dacă Hristos este prezent în viața noastră, crizele, problemele cu care ne întâlnim în fiecare zi, ne vor face mai puternici. Dar dacă Hristos nu este prezent, atunci crizele și problemele care vin peste noi ne vor, ne vor transforma în victime. Așa că în această ocazie... Vreau să vorbim puțin despre șapte secrete ale uh, cuplurilor fericite sau ale uh, relațiilor de căsătorie fericite, care aduc fericirea în relație. Și aceste secrete nu sunt. Uh, Eu le aduc, uh, le, le aduc dintr-o perspectivă uh, a cercetărilor care s-au făcut, uh, din perspectiva unor cercetări științifice, dar de fapt Dumnezeu cu mult timp înainte. Le are în Biblie și le vom vedea că există în Biblie, doar că de multe ori nu, nu citem suficient Biblia. Problema este că noi avem Bibliile în casă, problema este cât de mult o citim și cât de mult ne intrăm în... în, conect, în ne conectăm cu Dumnezeu, realmente, în, într-adevăr, pentru ca prezența Lui să fie o prezență reală în viața noastră. Și atunci vreau să... să să trecem și să vorbim despre acești constructori ai iubirii care au fost descoperiți în urma unor cercetări. Nu sunt părerea unor oameni, foarte mulți scriu cărți, dar cărțile acestea sunt rezultatul imaginației, părerilor. Ceea ce vă prezint aici sunt rezultatele unor cercetări de mulți ani care au fost făcute în cadrul relațiilor și, de fapt, aceste cercetări confirmă ceea ce Dumnezeu a spus de la început. Așa că primul, aici sunt cele șapte secrete ale cuplurilor fericite. Dacă azi am pus aici, am vorbit despre cuplurile nefericite și am pus aici copii îngrijorați, aici vorbim despre copii fericiți care, într-adevăr, copiii care cresc într-o atmosferă de, de familie fericită, cresc cu o bună stimă de sine, vor avea mai mult succes în viață, și vor, vor avea o altă atitudine. De aceea e foarte importantă atmosfera pe care noi o creiem în relația noastră de, de căsătorie. Pentru că dacă atmosfera este rece și distantă, copiii nu vor vrea să stea cu noi. Copiii vor vrea să plece și atunci ei sunt vulnerabili, mai ales aici, în Statele Unite, la diferite probleme. Însă, dacă noi reușim să avem o relație frumoasă, și un climat familiar cald, atunci copiii vor vrea să stea cu noi, vor, vrea, vor dori să stea cu noi și aceasta îi va proteja. Uh, inclusiv uh, un, un climat familiar cald și sănătos va fi o protecție pentru copiii noștri. Uh, aici sunt șapte secrete. Primul dintre secrete este cunoașterea lumii interioare a partenerului. Uh, cel de-al doilea are reciprocitatea în a oferi afecțiune, apreciere și admirație. A te, în, a te îndrepta către partener în loc de a te îndepărta de el atunci când trecem printr-o criză. Cel de-al treilea. Cel de-al patrulea este perspectiva pozitivă asupra relației. Cel de-al cincilea rezolvă problemele printr-o bună comunicare. Al șaselea, nu rămân plafonați, cresc împreună. Și cel de-a șaptelea, simțământul de transcendență. Adică ceva mai mare decât noi ne-a unit în această relație. Este o cauză care e mult mai mare decât noi. Stăm în relația de familie, nu, în această relație de căsătorie, nu doar pentru ca să fim fericiți, să ne simțim bine. Este o cauză mult mai mare decât noi, care ne unește în această relație. Și în cazul nostru este faptul că suntem o imagine a Lui Dumnezeu și Dumnezeu se dorește să se descopere pe sine prin intermediul relațiilor noastre, prin intermediul acestei relații plină de semnificație. Așa că, care sunt primul factor despre care vorbim este cunoașterea lumii interioare. Cât de mult îți cunoști tu partenerul și ceea ce el simte, ceea ce el gândește, E, asta e foarte important, pentru că atunci când noi ne-am îndrăgostit pentru prima dată, doream foarte mult să cunoaștem partenerul, nu să știm ce-i place, ce nu-i place, să facem doar lucrurile care-i care plac. E, lucrul acesta e, este important. Dacă tu nu cunoști nimic despre partenerul tău și nu știi ce-i produce suferință, ce îi produce fericire, ce-i produce durere, păi atunci, dacă nu știi, s-ar putea să faci multe lucruri greșit și să-l faci să, faci să sufere. În Proverbe capitolul 5 spune, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaica iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgăloșeile ei, fii îndrăgostit, necurma de dragostea ei. E important ca noi să ne cunoaștem partenerul și să continuăm să cucerim partener, partenerul, partenera în această relație. Nu, doar, să nu să nu lăsăm această, această acțiune de a cuceri doar pentru acel moment în care ne-am îndrăgostit. Trebuie să continuăm să cucerim partenerul nostru, să-l cunoaștem, să-l facem fericit. Una din primele erori pe care, din erorile pe care le comit cuplurile în relația lor este pilot automat în relația de căsătorie. Adică ea ne-am obișnuit unul cu celălalt, pilotul automat e foarte bun pentru avioane, pentru tehnologie, dar nu pentru emoții, nu pentru sentimente. Și atunci e atât de important ca noi să cunoaștem, să cunoaștem, să-l cunoaștem bine pe partenerul și pe partenera noastră și să facem ceea ce este bun. Gottman numește aceasta harta iubirii. Cât de bine să cunoști partenerul și cât de mult cauți ca să-l faci fericit. Așa că următorul factor despre care pe care le trăiesc, sau următorul secret al cuplurilor fericite, este acela că ei cultivă iubirea, admirația și respectul. Uitați-vă la cântarea cântărilor. Vă, vă recomand, citiți din nou această, cânt, această carte. E atât de frumoasă. Ce spune aici? Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între și păduri, așa este prea iubitul meu între tineri. Aseară am vorbit despre faptul că atunci când ne drăgostim, principiul lui Pareto funcționează de felul acesta. 20% din calități le amplificăm, 80% în relație. Suntem foarte fericiți. Însă în cartea cântărilor, 100% sunt admirate calitățile de caracter fizice, estetice și toate celelalte ale partenerului. Citiți cu atenție Cartea Cântărilor. Și, și vă recomand foarte mult, citiți și încercați să vedeți, nu citiți acele versiuni în care vorbește el, vorbește ea, încercați să vedeți când vorbește el, când vorbește ea, pentru că inclusiv aceasta ne ajută la dezvoltarea, noastr dezvoltarea inteligenței noastre emoționale, și că să înțelegem sentimentele și emoțiile care se transmit aici. În Cartea Cântărilor, 100%, sunt aprecieri, sunt, este admirație, este respect. Nu vedem nicio critică în Cartea Cântărilor. Totul este perfect. Din acest motiv, Cartea Cântărilor este de asemenea un simbol al relației dintre Hristos și biserica sa. Așa că e atât de important. În Cartea Cântărilor găsim trei principii foarte importante pe care le trăiesc cuplurile fericite. Primul principiu este principiul admirației. Așa cum am spus, totul e pozitiv. Ne concentrăm doar asupra calităților. Da? principiul admirației admirați soția admirați soțul mai ales bărbații au nevoie de admirație și au nevoie de respect dar și femeile au nevoie de apreciere au nevoie să fie admirate admirați soția principiul admirării îl vedem complet în cartea cântărilor 100% admirație un alt principiu în cartea cântărilor este principiul anticipării Păi, atunci când ne-am ne îndrăgostit pentru prima dată, vă aduceți aminte cum anticipam fiecare întâlnire, nu? Cu mult timp gândeam cum va fi, ne imaginam, anticipam. Dar acum când uiți ziua de naștere a soției, ce ai anticipat? N-ai mai anticipat nimic. Pentru că ea a uitat că s-a născut la cutare, în cutare moment și ar trebui să ieși să o invizi la o cină romantică sau să faci ceva deosebit în ziua aceea. Vedeți cum principiul anticipării funcționa în, atunci când eram îndrăgostiți, dar după aceea, când ajungem în pilot automat, ia uităm zilele importante și ocaziile importante. De aceea este important să anticipăm, să pregătim aceste momente frumoase cu partenerul nostru. Viața nu ne-a fost dată doar ca să muncim și să uh, câștigăm bani. Viața ne-a fost dată și să ne bucurăm împreună. Și atunci trebuie să anticipăm. Să-ți programezi anumite lucruri. Principiul anticipării se poate vedea foarte clar în Cartea Cântărilor. Și un alt principiu pe care îl putem vedea în Cartea Cântărilor este principiul uh, aventurii. Totul aici este o aventură. Vino să ieșim, florile au început să, să, să apară, totul e o aventură, da? Păi, de ce ajungem la rutină? Pentru că am uitat și principiul anticipării, pentru că am uitat și aventura. Unde este aventura? Unde mai facem ceva frumos împreună, ca să avem o aventură împreună? Nu trebuie să, nu trebuie să ne plafonăm în, în ceva care, care nu ne mai ajută să creștem. Dumnezeu dorește ca noi să fim fericiți și vă rog frumos, citiți cartea cântărilor, citiți-o după aceea împreună, vedeți când vorbește ea, când vorbește el, citiți-o împreună și. Să citească bărbatul, să răspundă femeia și așa cum apare dialogul. Încercați să faceți exercițiul acesta, să vedeți că vă ajută foarte mult. Un, o carte pe care vreau să vă recomand, este o carte care se numește Dragoste și Respect. Această carte este scrisă exact pe fundamentul biblic din FSN, capitolul 5, în care spune că bărbatul e capul uh, familiei, însă bărbatul să iubească soția ca pe sine și femeia să-l respecte. Se numește Dragoste și Respect. Nu este o carte scrisă de un adventist din biserica noastră, însă principiile sunt biblice. Ele White, în anumite locuri, spune, niciodată, le spune femeilor, niciodată să nu te căsătorești cu un bărbat pe care nu-l poți respecta și, pe de altă parte, le spune bărbaților să nu te căsătorești cu o fată, cu o femeie pe care nu poți să o iubești. Acum nu știu dacă Egeri Emerson a scris sau a, a citit această frază, dar de la această frază pe care o găsim în Spiritul Profetic, el a scris o carte de mare succes care a ajutat foarte multe cupluri. Pentru că un bărbat care nu se simte respectat nu poate iubi. Și o femeie care nu se simte iubită și apreciată nu poate să îl respecte. Și atunci, primul, primul diagnostic pe care eu l-am făcut când am ajuns la Montemorelos a fost un diagnostic de dragoste și respect. Mai mult de 60 de întrebări prin care bărbații se evaluează pe ei înșiși cât de mult își iubesc nevestele. Și mai mult de 60 de întrebări în care femeile se evaluează pe ele însele cât de mult își respectă și își admiră bărbații. Și când aplicăm acest diagnostic, întotdeauna rezultatele erau de felul următor. Iubire joasă, respect jos au scăzut. Iubire medie, respect mediu. Iubire înaltă, respect înalt. Și acum imaginați-vă că avem uh, un. Uh, utilizăm principiul vaselor comunicante. Și avem două, două ieșiri, da? Un, cum să zic, un. Uh, cum se numește asta? Un, uh, un tub, da? Uh, lichidul stă la același nivel. Unul se numește dragoste, celălalt respect. Ce se întâmplă dacă bărbatul pune mai multă iubire într-o parte? Ce se întâmplă cu cealaltă parte? Crește respectul. Și ce se întâmplă dacă femeia pune mai mult respect în cealaltă parte? Ce, ce se întâmplă în cealaltă parte? Crește iubirea. Dar vedeți dumneavoastră aici că dacă nu-L avem pe Hristos în viață, nu putem iubi necondiționat. Și dacă nu-L avem pe Hristos în viață, nu putem respecta necondiționat. De aceea cei care l-au pe Hristos în viață pot să facă lucrul acesta pentru că au această sursă de, de iubire, agape, necondiționată și ei pot să iubească, ei pot să facă ceea ce este corect, inclusiv atunci când nu simt nimic. Pentru că atunci când ne îndrăgostim, transformăm emoțiile și sentimentele în acțiuni. Însă cei care îl au pe Hristos în viața lor se pot îndrăgosti din nou de partenerul lor în momentul în care transformă acțiunile în sentimente și în emoții. Adică există și uh, transformarea inversă nu doar emoțiile și sentimentele se transformă în acțiuni frumoase, ci și acțiunile frumoase când nu simți nimic, efectiv, dar faci acțiuni frumoase pentru partenerul tău, pentru că știi că e bine, pentru că știi că e corect. Ce se întâmplă? Te reîndrăgostești re de partenerul tău. Vă aduceți aminte de uh, acest uh, film sau cum se numește, Proba de Foc, da? cu pompierul. Nu? 40 de zile face Acțiuni frumoase pentru soția lui, dar to toate le respinge. Dar până la urmă, până la urmă se reîntregostesc și relația se salvează. Asta este iubirea necondiționată și aici este locul în care Dumnezeu face o mare diferență. Pentru că dacă nu-l ai pe Hristos în viața ta, nu o să iubești necondiționat și dacă nu-l ai pe Hristos în viața ta, n-ai să respecti necondiționat. De aceea e atât de important. Imaginează-ți, eu fac o, o paralelă între matematică și emoții. Atunci când... Haideți să, să vă dau un exemplu. Să spunem că un om, un bărbat, valorează 100 de unități și femeia valorează tot 100 de unități. Un bărbat care nu se simte respectat și apreciat, care este criticat, este ca și cum l-ai pune la subradical. sub radical. Adică din 100, radical din 100 câte e? l-ai transformat în 10, da? Însă un bărbat care se simte apreciat și respectat, îl pui la pătrat. Adică din 100 devine de 10.000. Acum, vrei să trăiești cu un bărbat de 10.000 sau cu unul de 10 dolari? Care, ce face diferența? Păi lipsa criticii, admirația și respectul. Pe de altă parte, o femeie care se simte iubită și apreciată, este ca și când o pui la pătrat, și din 100 se transformă în 10.000. Dar dacă nu o iubești, nu apreciezi, ea se simte de 10 Da? De 10 dolari. Cu, cu ce fel de femeie vrei să trăiești? Cu una de 10.000 sau cu una de 10? Ce face diferența? Păi o atitudine face diferența. Vedeți că există o relație între matematică și emoții. Și Dumnezeu a spus lucrul acesta. În Efeseni. Dumnezeu în capitolul 5 spune de aceea bărbatul să-și iubească femeia ca pe sine și femeia să se teamă, să-l respecte pe bărbat. Dumnezeu a pus principiul acesta acolo, e în Biblie. Acum noi, de ce nu-l luăm direct din Biblie și așteptăm ca să îl descopere prin cercetări, prin știință, oamenii de știință și apoi apoi să-l aplicăm. Principiile există, Dumnezeu le-a pus mai dinainte. Știința doar le confirmă. Așa că e atât de important și acum vreau să vă spun o altă, o altă situație. Imaginați-vă că un bărbat se simte de 10 dolari în casa lui, pentru că nu se simte nici respectat, nici apreciat. Dar se întâlnește cu o colegă la servici sau în afară, care îl admiră și îl respectă și se simte de 10.000. Fără să vrea, fără să vrea, se declanșează un sentiment, o conexiune emoțională aici. Și o femeie care se simte de 10 dolari în casa ei, pentru că bărbatul niciodată nu-i spune că e frumoasă, niciodată nu-i spune cuvinte frumoase, dacă se întâlnește cu cineva în afară și îi spune că -i, e valoroasă, că și-o apreciază, se simte de 10.000, Și atunci, fără să vrea, creează, se creează o conexiune. De aia apare infidelitatea, pentru că multe lucruri nu le cunoaște. Și e important ca să le cunoaștem, să le aplicăm. Principiul acesta al admirației și al respectului, îl găsim în Biblie, îl găsim în Cartea Cântărilor. Haideți să începem să-l aplicăm, pentru că asta ne face, ne face mai fericiți. Al treilea factor. Cu ce fac cuplurile fericite? Se îndreaptă către partener în loc să se îndepărteze de el când apare criza. Când vine criza, nu mă duc nici cu mama, nici cu tata, nici cu prietenii. Mă duc cu soțul meu sau cu soția mea. Pentru că suntem una, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut să fim una. Ne-a unit. Rut a răspuns în Rut capitolul 1, zice, atitudinea aceasta, atitudinea aceasta ar trebui să, să fie o atitudine între, între bărbați și femei pe care o găsim aici la Rut. Deși nu era vorba aici de relația de familie, era relația dintre soacră și noră, care de atâtea ori nu? funcționează destul de negativ. Ruta a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri eu. Și voi fi îngropat acolo. facă Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despăți de tine decât moartea. Aceasta este atitudinea corectă. Când vine criza, te apropii de soțul tău, te apropii de soția ta, comunicați și împreună găsiți o soluție. Nu te duci cu mama, cu tata, cu alți prieteni, pentru că aceasta demonstrează că nu ai încredere în partenerul tău. Ai nevoie să te duci în primul rând la partenerul tău și asta fac cupurile fericite. Fiecare, în felul acesta, îl ajută pe celălalt să crească stima lui de sine și să crească încrederea unul în celălalt. Și sunt tot mai puternici și tot mai fericiți. De ce se întâmplă lucrul acesta în cuplurile fericite? Este pentru că au un alt nivel de intimitate. Aici este atât de important să înțelegem aceste trei cercuri, pasiunea, intimitatea, nivelele de intimitate și angajamentul. În fiecare avem un tip de iubire, nu? În pasiune avem eros, în nivelele de intimitate avem. Iubirea care se numește filios, iar în angajament este această iubire necondiționată care vine de la Dumnezeu. Atunci când... Știți dumneavoastră cine, cine sunt cei mai buni prieteni ai noștri? Pentru că când vorbim de, doar despre prietenie, la persoanele cu care avem cel mai înalt nivel de compatibilitate, intimitate, intimitate spirituală, intelectuală, psihologică, emoțională, socială, temporală, recreativă, etc. Aceasta este persoana pe care, care este prietenul nostru cel mai bun. Vă aduceți aminte de relația dintre David și Ionatan? Da? De ce? Când David îl vede pe Ionatan, ce vede în el? Vede însuși caracterul și valorile lui. Când Ionatan îl vede pe David, vede același lucru, caracterul și valorile lui în celălalt. Și asta ar trebui să se întâmple în relația de cuplu. Când eu o văd pe soția mea, Ajungem la o, asemenea, la o asemenea nivel de compatibilitate în toate nivelele, încât văd în ea caracterul și valorile pe care eu le ia, le, le, pe care eu le am, și ea, atunci când mă vede pe mine, vede caracterul și valorile ei. Acesta este prietenul tău cel mai bun, prietena ta cea mai bună. Și voia lui Dumnezeu, ca în relația de cuplu, este ca soția ta să fie cea mai bună prietenă. Iar soțul tău să fie cel mai bun prieten. Și aceasta se întâmplă când lucrăm la fiecare nivel de intimitate. Stăm la același nivel la nivel spiritual. Pentru că acesta este baza, este cea mai importantă. Când, când nu există compatibilitate de valori, lucrurile nu mai pot fi construite. E foarte dificil să construiești pe valori diferite. Construim pe nisip. Putem construi un palat. Putem construi intimitate intelectuală, emoțională, psihologică, socială, relațională, estetică, recreativă, dar dacă valorile sunt diferite, casa aceea se va prăbuși într-un moment. Unii, când vorbim despre casa zidită pe stâncă, unii au, am putea spune că au un, un bordei pe nisip, adică n-au nici intimitate spirituală, nici intelectuală, nici emoțională, nici psihologică, nici de nimic. Și nici spirituală. Bordei pe nisip. Alții au bordei pe stâncă. Au aceleași valori, dar încă trebuie să lucrăm la celelalte nivele de intimitate. Psihologică, emoțională, estetică, intelectuală, etc. Sunt, sunt vreo nouă. Și în cazul ăsta ai un bordei, e bordei, dar stă pe stâncă. Nu va cădea. Sunt situații în care se realizează nivelele de intimitate la toate celelalte nivele, dar la valorile sunt diferite. Și în cazul acesta ce ai? Ai o casă frumoasă zidită pe ce? Pe nisip. Pentru că valorile sunt diferite. Și într-un moment de criză, când aceste valori vor acționa, totul se va prăuși. Ceea ce Dumnezeu dorește este să avem o casă frumoasă construită pe stâncă, adică la bază să avem acea intimitate spirituală, să stăm la același nivel în relația noastră cu Dumnezeu și să construim toate celelalte nivele de intimitate pentru ca să fim fericiți în relația noastră. Pentru ca soția ta să fie cea mai bună prietena ta și soțul tău să fie cel mai bun prieten al tău. Asta se întâmplă în cuplurile fericite și atunci când vine criza, nu te duci în altă parte, te duci la cel mai bun prieten al tău care cine este partenerul tău, nu este altcineva. Cel de-al patrulea factor este perspectiva pozitivă asupra relației. Fraților, cuplurile, fe căsătorile fericite, vorbesc adesea de cupluri pentru că în programele pe care le facem vin cupluri din afara bisericii și atunci folosim ideea de cuplu pentru ca să nu... Avem cupluri care au venit în biserică, după care s-au căsătorit civil și s-au botezat și s-au căsătorit religios. Avem astfel de experiențe frumoase, adică Folosim această terminologie, n-aș vrea să, fie, să vă deranjeze pe unii dintre dumneavoastră, inclusiv testul sau lucrarea pe care o să vă dăm la sfârșit. Este o, o activitate practică foarte bună. Folosim partenerul, n-am spus soțul sau soția, n-am mai avut timp să schimb, dar cred că înțelegem despre ce este vorba. Perspectiva pozitivă asupra relației. A, acele căsătorii fericite, cei care sunt fericiți în relația lor, au, au o istorie frumoasă în spatele lor, au surprize în prezent și au obiective pentru viitor. Asta e foarte frumos. Cuplurile nefericite au o istorie tristă, n-au nicio surpriză în prezent și n-au obiective, n-au obiective comune pentru viitor. Viitorul lor este confuz. De aceea, cuplurile care sunt fericite au o perspectivă pozitivă. Și lucrul acesta avem nevoie să îl cultivăm dând atenție întotdeauna la lucrurile pozitive din relația noastră. Să nu ne lăsăm înșelați, să nu lăsăm ca principiul acesta lui Pareto să funcționeze acum în formă negativă. 20% din defecte, să le amplificăm, 80% în relație. Aici găsim textul din Filipen ce zice, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească și în relația de cuplu. Tot ceea ce e bun în partenerul tău, concentrează-te asupra lucrurilor pozitive din viața partenerului tău. Aseară am vorbit, cu cât îl critici mai mult, cu atât va deveni mai rău. Am ajuns la patru factori. Ce, haideți să revenim puțin, că, pentru că n-am făcut comparația, vă aduceți aminte ce făceau cuplurile nefericite? Primul factor era critica. Se criticau. Ce fac cuplurile fericite? Se cunosc unul pe celălalt și se fac fericiți. Ce fac cuplurile nefericite? Se disprețuiesc. Cel de-al doilea factor era disprețul. Ce fac cuplurile fericite? Cultivă iubirea, admirația și respectul. Pentru că acestea ne învață Scriptura să le cultivăm. Ce mai făceau cuplurile nefericite? Se certau, demonul certurilor, de cas pe care vorbește Ellen White. Ce fac cuplurile fericite? În criză. Când vine criza, se îndreaptă unul către celălalt și se unesc pentru a, a rezolva această criză. Ce mai fac cuplurile uh, nefericite? Atitudinea evasivă. Fă ce vrei, ea nu mai interesează. Ce fac cuplurile fericite? Au, au o perspectivă pozitivă asupra relației. Și apoi, în al cincilea rând, cuplurile fericite rezolvă problemele printr-o bună comunicare. Ce zice? în Efeseni, capitolul 4, zice mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Acum, oricât de mult am cultivat noi acele nivele de intimitate, pentru că în relația, în, în raport de cum creăm aceste nivele de intimitate cu partenerul nostru, avem un bordei sau un palat. Da? Cu cât mai înaltă este, este nivelul de intimitate, cu atât mai fericiți suntem în relație și mai asemănători în, în valori. Acum, niciodată nu o să ajungem să la 100%, la 100%. De exemplu, eu am făcut acest un alt test în care se măsoară compatibilitatea între doi, între, în relația de cuplu, când l-am aplicat între... În, în, în viața între mine și soția mea ne-a ieșit o compatibilitate de 93%. Ce, ce, și exact aceeași compatibilitate mi l-a dat textul Prepare în Rich, pentru că în Prepare în Rich, la, de asemenea, există o secțiune unde este nivelul de compatibilitate. Ce înseamnă lucrul acesta? Că din 100 de lucruri, de 100 de situații de la, din viață, în 93 suntem de acord împreună, gândim la fel, vedem la fel și totul e ok. Însă în șapte ocazii dintr-o sută, suntem diferiți, gândim diferit, acționăm diferit și atunci aici apar diferențele. Cum rezolvăm aceste diferențe? Păi așa cum am învățat să le rezolvăm în familia noastră de origine. De aceea, anumite cupluri sunt foarte înfericite în relația lor și nu știu de ce. Alte cupluri sunt nefericite și la fel nu știu de ce. Cum se rezolvau conflictele în familia ta? Ai tendința să repeți aceleași obiceiuri. Acele cupluri care sunt foarte fericite este pentru că atunci când vedeau, au crescut în familii funcționale și când exista o diferență între tata și mama, ei comunicau de formă liniștită, calmă, până când ajungeau împreună la o soluție în care amândoi erau de acord. Și copiii aceștia care au crescut în aceste familii funcționale. După aceea rezolvă problemele în același fel, atât în relațiile lor cu ceilalți, inclusiv în relațiile de afaceri, pe acest principiu, câștig, câștig. Adică câștigăm împreună, discutăm până când ajungem la o. comunicăm până când ajungem la o soluție în care amândoi suntem de acord. Și acei copii care au crescut în, în familii funcționale. Au tendința să aibă mai mult succes în viață în relația de afaceri, pentru că acest principiu, câștig, câștig îl, îl promovează inclusiv în relația de afaceri, îl promovează în relația de familie. Când apare o diferență între mine și soția mea, soluția nu este să ne certăm, este să începem să comunicăm. A, soția mea nu este acum aici, să știți că nu ne-am certat, ea este în Iucaipa, prezintă un seminar. Dimineața am prezentat, uh, am predicat acolo și după, acum ea prezintă un seminar în Yucaipa, va sosi probabil în câteva minute, pentru că ei au început la ora 5. Uh, soluția nu este să, să, ne certăm. Știți dumneavoastră, în, în familia tradițională, să zic așa, în Mexic se spune macistă, în care bărbatul face totdeauna ce vrea și femeia se adaptă. E adevărat că, probabil, femeile au o mai mare capacitate de adaptare ca și bărbații. Ele se adaptează mai ușor. Bărbații se adaptează un pic mai greu. În familia macistă sau misogină, aici întotdeauna se face cum vrea bărbatul. Nu există negociere, nu există nimic, așa cum zice bărbatul, așa se face. Eu cred că, nu știu dacă așa e bine. E adevărat că Dumnezeu i-a dat autoritate bărbatului și l-a pus să fie cap de familie. E capul familiei. Însă i-a dat autoritate nu ca să exploateze, să exploateze soția. I-a dat autoritate ca să o iubească și să o protejeze. Și din cauza abuzului de autoritate s-a născut feminismul. Pentru că femeile au zis, nu mai avem nevoie de astfel de bărbați care ne exploatează. Și feminismul este o altă eroare care este împotriva uh, macismului sau misoginismului, cum se spune în limba română. Da? Nu ne ducem nici cu una, nici cu cealaltă. Dumnezeu, da, i-a dat autoritate bărbatului, el este capul familiei, dar i-a dat autoritate ca să iubească și să-și protejeze soția, să o iubească ca pe sine, cum și-a iubit Hristos biserica. Și atunci când apar diferențele, ce facem? Cine cântă, cum se zice, este un proverb, cântă cocoșul sau găina în casă? Cine cântă? Păi, în familia macistă cântă cocoșul totdeauna și. În cealaltă feministă cântă femeia, nu? Însă, în familia lui Hristos, Dumnezeu conduce, nici bărbatul, nici femeia. Iar noi ne punem de acord ca să facem voia lui. Dumnezeu este cel care conduce. Da? Negociem. Atunci când apar diferențele, negociem. Până când ajungem la o soluție în care este după voia lui Dumnezeu și împreună suntem de acord cu această soluție. Așa trăiesc familiile sau cuplurile fericite. Cuplurile nefericite nu știu să-și rezolve conflictele și problemele și diferențele. Și cu, cu cât mai multe diferențe și probleme au, cu atât infernul este mai mare. Uitați-vă ce spune Ellen White în Căminul Adventist. Aceia care nu doresc, la capitolul despre compatibilitate, aceia care nu doresc să se adapteze caracterul caracterului celuilalt, evitând astfel neînțelegeri și certuri neplăcute, ar trebui să nu facă acest pas. Adică să nu se căsătorească. Adică avem nevoie să ne adaptăm, să negociem, pentru ca să fim fericiți. În al le rând, cuplurile fericite nu rămân plafonate, nu rămân plafonați, cresc împreună, familiile fericite cresc împreună. Nu e situația că unul crește și unul rămâne undeva jos. E situația că amândoi cresc împreună. În toate aspectele. Spiritual, intelectual, emoțional, social. În toate aspectele creștem împreună. Și nu doar că cresc împreună. Se sprijină pentru ca fiecare să-și împlinească obiectivele. Eu ca bărbat mă străduiesc ca soția mea să-și împlinească obiectivele ei personale în viață și ea ca femeie se străduiește și mă sprijină ca eu să-mi împlinesc obiectivele mele personale în viață. Și împreună lucrăm pentru ca să împlinim aceste obiective. Nu doar unul crește și celălalt rămâne undeva e, în partea de jos. Creștem împreună. Uitați-vă ce zice aici despre femeia din Proverbe 31. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai depres decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de, venit, de venituri. Ei face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Îl sprijină ca să-și atingă obiectivele. Nu îl împiedică. Îl sprijină. Pe de altă parte, zice, bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine, pentru că și bărbatul sprijină inițiativa femeii. Se sprijină unul pe celălalt pentru a-și atinge obiectivele. Cresc împreună și sunt fericiți. Creșterea este un principiu al vieții. Dacă nu creștem, înseamnă că ceva nu funcționează. Nu ne putem permite să rămânem plafonați, avem nevoie să creștem. Asta e, asta e sporunca lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Creșteți în toate aspectele. Intelectual, spiritual, emoțional, psihologic, în toate. Creșteți. Cresc împreună. Și se bucură împreună de această creștere. Creșterea te ajută să, să, să ieși din rutină. Rutina apare în momentul în care nu mai există creștere. În care repeți același lucru, același lucru, nu mai faci nimic nou, nu mai vrei să ieși din zona ta de confort. Și apare rutina. Este nevoie de creștere ca să ieși din rutină. Și în al șaptelea rând, cuplurile fericite au un simțământ de transcendență. Ceva mult, o cauză mult mai mare decât noi ne-a unit. Suntem uniți în relația aceasta de căsătorie, nu doar ca să fim fericiți, să avem copii, să facem o casă, ceva mult, o cauză mult mai mare decât noi ne-a unit în această relație. Putem vedea aici, în unul Ioan zice, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când El se va arăta, când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are de aceasta, în El se curățește după cum El este curat. Ceva mai mare decât noi, o cauză mult mai mare decât noi ne-a unit. Pentru o misiune specială. Suntem o imagine a lui Dumnezeu. Dumnezeu are o, are o perspectivă mult mai înaltă cu relațiile noastre decât noi ne putem imagina. El vrea să se descopere pe sine prin noi. Aceasta este o cauză mult mai înaltă. Și această transcendență, practic, când îți dai seama că ești unit cu partenerul tău pentru o misiune specială, fiecare familie ar trebui, fiecare căsătorie ar trebui să caute care este acea misiune specială pe care Dumnezeu. Le-a dat -o. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem în această biserică, în această lume? Care e misiunea noastră? Pentru că fiecare are un talent special, fiecare are ceva special prin care poate să fie o binecuvântare pentru ceilalți. Așa că, ce făceau cuplurile nefericite? Și am vorbit aseară, critică, dispreț, ceartă evasiune, eșecul în a cede iertare, amintiri neplăcute și simțământul de a fi copleșit. Aici apare o greșeală de, de ortografie, însă cuplurile fericite fac alte lucruri. Acestea sunt secretele cuplurilor fericite. Și acum, aici nu am mai reușit pentru că este o imagine ca să traduc, dar evită distructorii în spaniolă, evită să distrugi, evită acei, acei factori care distrug afecțiunea și iubirea și promovează acei factori care construiesc iubirea. În Deuteronom 30 spune, iată, îți spun astăzi înainte, viața și moartea. Viața și binele, moartea și răul căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să le păzești, să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze în țara pe care ți o va, o vei lua în stăpânire. Ți-am pus în față binele, viața și binele, moartea și răul. Alege! Alegeți, fraților, cum vrem să trăim, cu distructorii, cu acești demoni care distrug relația sau cu acești factori care ne ajută să creștem, ne ajută să fim fericiți. Și spune în continuare în Deuteronom, dar dacă în inima ta te vei abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri, și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Sigur se referă la acel context al trecerii Iordanului, dar putem face aplicație pentru noi astăzi. Și din nou continuă. Iau azi cerul și pământul. Martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat-o Domnul că o va da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. Cuplurile nefericite. Vei alege acest, acești factori, acești, aceste situații, aceste situații negative. De ce stăm aici? De ce multe cupluri e, sunt plafonate în, în acești factori care distrug relația? Este un alt text care mi-a atras atenția în Osea, în osea 4 cu 6, zice Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. În primul rând aici se referă la cunoștința lui Dumnezeu. Dar putem aplica textul acesta și la cunoștința în ce privește relațiile noastre. Relația de familie, relația de cuplu. Ca să conduci o mașină, faci o școală, dai un examen. Și cu toate acestea există accidente în trafic. Însă pentru ca să construiești și să conduci o familie, nu există nicio școală. Sigur, există cursul prematrimonial, premarital, sau cum se spune da? în română, premarital. <coughs> și e important să fie, făcut, să fie bine făcut, dar poate că mulți dintre cei care sunt membri în biserică n-au făcut un curs premarital. Și dacă să conduci o mașină, faci o școală, dai un examen, dar pentru asta nu faci nimic. Și când, cu toate că faci o școală și dai un examen pentru ca să conduci o mașină, sunt accidente în trafic, nu? Dar pentru o familie, ce facem? Ce facem pentru tinerii noștri care au nevoie să fie învățați să nu repete multe din greșelile noastre, multe din, din uh, mulți dintre noi probabil că am avut greșeli și am făcut greșeli în situația aceasta. Ei nu-i nevoie să mai repete greșelile noastre, ei trebuie să fie mai, mai buni decât noi, să facă alegeri, alegeri mai bune decât am făcut noi. Și atunci au nevoie de cunoștință. De unde vine această situație? că repetăm, avem tendința de a repeta obiceiurile. Mulți dintre noi venim din familii disfuncționale, nu au fost familii perfecte. Putem vedea această cauzalitate în, în, cele 10 porunci unde spune să nu te închini înaintea lor, nu? Să nu le slujești, că și eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până în al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Adică această acest tipar negativ, dacă am crescut într-un tipar negativ, avem tendința să-l repetăm și ne... avem nevoie să rupem acest tipar. Am vorbit aseară, de ce unii pot să vadă relația de familie? Da? O imagine care poate să-ți arate că e 70-80 de ani vârsta, dar aceeași imagine, dacă o vezi la început altfel, îți arată că poate să fie de 20-30 de ani. Adică, diferență. Da? De ce? Pentru că unii au fost condiționați. Dacă am trăit în familii disfuncționale sau venim din familii disfuncționale, am fost condiționați și avem nevoie să rupem aceste condiționări. Tatăl meu a fost un om deosebit de onest. Tatăl meu a oferit susținere financiară familiei noastre și avea un angajament față de familie. Însă. Eu nu l-am văzut niciodată pe tata să fie afectiv cu mama sau să comunice într-o formă profundă cu mama mea. Atunci, pentru ca să fiu afectiv cu soția și să comunic într-o formă profundă, eu am învățat lucrul acesta, trebuie să învăț din cărți, din seminare, pentru ca să avem o relație frumoasă. De aceea, dacă lucrurile nu, ne, nu le avem din copilărie și nu le-am văzut, avem nevoie să le învățăm acum. Ce spune în Roman, capitolul 7? Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Aș vrea să trăiesc cu acești factori pozitivi care îmbunătățesc e, relația noastră. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Într-un fel sau altul suntem condiționați, dar nu suntem determinați. Putem să rupem această condiționare. Când Hristos vine în viața noastră, rupem acele condiționări din trecutul nostru. De aceea, acum, dar, nu mai este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Prin Hristos, când Hristos este prezent în viața noastră, putem rupe toate condiționările din trecut, nu are importanță că venim din familii disfuncționale. Putem să rupem aceste condiționări. Hristos este prezent pentru a să ne ajute. Pot totul în Hristos care mă întărește. Putem să rupem și putem să avem familii fericite, putem să fim mult mai fericiți, dar pentru aceasta este nevoie de voință, de un pic de voință. Din acest motiv, eu aș vrea să vă invit într-un curs special, se numește Darib Iubirii, este un curs cu 12 seminare și activități specifice în care învățăm cum să e, practic, e, bun, trec mai departe, aici este cum să devii o persoană irezistibilă pentru partenerul tău în mai puțin de 30 de zile și cum să dezvolți un stil de viață iubitor în mai puțin de 6 săptămâni cu ajutorul cursului Dari Iubirii pentru a evita rutina, indiferența, infidelitatea, separarea și divorțul și a crește satisfacția maritală între 70 și 100%. Acolo trebuie să fie. Uh, un stil de viață iubitor, la fel cum avem nevoie de un stil de viață sănătos, avem nevoie să învățăm un stil de viață iubitor. Și ăsta e nevoie să-l învățăm acum. Dacă nu l-am învățat în familia noastră de origine, păi e nevoie să rupem aceste condiționări și să începem să învățăm ce înseamnă un stil de viață iubitor. Adică un stil de viață care ne ajută să fim fericiți în relațiile noastre.